Deci să începem cu ceva. Ce filmuleț ăsta unde rulează la tine? Ce? Ce se vede pe tine? Ce filmuleț ăla? Cum se conectează camera? Florine, faci filmuleț frumos, da? Dar un pic pe filmuleț să vedeți care faci filmuleț. Scuze. Va veni cam, va cam veni chefu, a? Nu știu, bă. Ce mi-a rămas? Da. Vă dați și cum am plecat. Eram cu bel în bordurile așa. Și m-am uitat și zic, a, e clar, asta e ușa, și am plecat direct așa cum ce simplu e pe mochetă versus pe zăpadă. Da, frate, pentru că nu mai alunec. Da. Mă chinui să fac asta pe zăpadă. Da, hai să vă... să vorbiți unul. Trebuie să reușesc să înfigi nasul acolo. Da. Ba da, îți pun monitor. Dorine, cardul la tine? Nu, ce s-a făcut și ăștia de la noi. Ce flete ai pe aia, mă? Nu știu, dator. Nu e chiar așa. Flexic. Cine vrea să plăce? Da. Trebuie să facem un bilet. Poate prindem pe Păi asta zic, hai să explicăm, hai să vorbim, să facem o introducere, să spunem, știm că sunteți nerăbdători să vină iarna, dar bine, asta poate să o fac să ne filmăm apoi, ne filmăm apoi și zicem. Când prezinți un lucru, hai să prezentăm, tu acum faci 19 și explici ce trebuie să faci, da? Hai. Și foarte important e să-ți aduci bazinul deasupra. Cea mai frecventă greșeală e să rămâi cu piciorul acolo drept și vorbești. Mâna sus, bazinul pe placă și asta vine de la sine. Și rămâi aici o lună. Exact. La fel și partea cealaltă. Că dacă vreau să fac așa, nu stă, știi? Nose press și tail press. Am scris capul sus,
În mod normal, dacă îl faci pe pârtie, nu aici, da, nu în spate, ci unde te duci. Previrea tot timpul în față. Va fi impresia pe te uiți încolo. Păi hai să nu te duci. Clar, și nu bagi capul. Băieți, tine, pentru că ai mutat foarte multe kilograme. Și așa e greuț. Dacă te-ai plecat deja, bun, de kg în plus. Da. Acum, hai să mai exersăm un ollie, nu? Auzi? Quix, hai să facem, să exersăm un ollie, să le facem pe ale și tu cu... Da, stai un pic. Hai să și explicăm. Primul pas pentru ollie. Vorbește. E oarecum ca la tail press. Asta da? Vreau să aud, da? Faci exerciții. Asta, că fără exerciții nu o să poți din prima să tragi atât de mult, știi? La fel, pui presiune aici. Pe piciorul din spate. Pe piciorul din față, da? Da. Apoi salți. Este o mișcare... Da, tragi genunchii la piept. Tragi genunchii la piept. E o fracțiune de secundă între picioare, te-ai ridicat, ai ajuns undeva la mijloc când se agurează de timp din care ai găfe. Și la aterizare se aterizează pe ambele picioarele. Exact, spatele drept, mereu, mereu la ollie. Aterizați cu Michael Jackson. Da, doar pe cantul din față. Ai grijă. De ce? Eu nu înțelegeam de ce. De ce? Ca? În cinsta lui. În cinsta? Am înțeles. Opa, opa. Așa. Deci pentru ollie, te lași puternic deasupra cozii, ridici nasul, după care sari de pe piciorul din spate, ajutându-te de reculul plăcii. Încă o dată. Dacă când ai mai mult timp, poți să faci un tweak pentru ollie ninja. Asta, da. Acum, pentru nollie. Pentru nollie este același lucru, doar că o să sari de pe partea din față, pe care te deplasezi. La fel. Pres, după care sar de pe piciorul din față. Sari de pe piciorul din față și în aer nivelezi placa. Ok. Așa. Evident că exercițiile astea poate să le facă oricine pe acasă. Exact, exact. Uite că am obosit în 5 minute. Pe masă. Despre asta, pe covor, pe covor. Nu, nu, nu. Asta în bucătărie, în sufragerie, vecinii voștri o să vă mulțumesc. Și un cadă. Ok. Să facem o rotație ca să ne front 180 și back 180. Dar și cum vrei să explic corect rotație? Exact. Păi nu, poți să-l faci în felul următor. Ia, pe asta zic. De pe ambele picioare din poziție, ai plecat, prima oară ți-a plecat rotație de corp. De unde văd? Nu văd? Vreau să dau tot treia. 180, știi dacă ai făcut asta? Exact, da. Explicați cum se produce. Prima oară ți-a plecat privirea, rotație de umeri, unde te uiți, cum te uiți, se spunea mie, păi că stăteam pe bară, uite-te în față, nu te mai uita. N-aș explica acum că explic un căcat. Ce? Că sunt pe mochetă, nu sunt pe zăpadă, sunt pe loc, nu sunt mișcare. Dar pe tocmai asta e, asta exerciții asta care să le faci acasă, să te pregătești pentru. Aterizare, flexăm și să preluăm. Dacă mai pot. O
oricum, asta oricum, cred că puteți să nu mâine. Că m-am optat, că iau eu parca de la Twitch, asta nu știu, nu știu, să facem panul. Da, dar ne uităm și vedem. Da, da, da. Hai să-l filmăm un pic pe QuickSpec. Asta pentru ce, concret? Hai să pune stepper mai cu ce te-ar ajuta aici? Păi, ca să încep mini freestyle-ul, da? Păi da, să presupunem că asta e un rail. Da? Ai venit? Cum e? Mișcarea de poli cu proiectul material în față. Important să facem cu mișcare de oli, nu trebuie de ambele picioare în sus în același timp, da? Hop. Pentru să putem să facem un singur picior. Exact, asta vreau să zic eu, pe pres. Dar asta să aibă continuitate și după aia trebuie să le face de mai multe. Nu uitați cum zice Bob de la Scrut. Nu, nu știu cum zice așa. Uitați-mi pe mine toate. Tail press. Uite, nu știu cum vă jucați cu soul rotații. Pe 90 de grade. Săgeată pe el care să imite cum ai venit sensul de deplasare în caz că a existat una. Vreau să fie încă. Cu săgeata tot încolo, deplasarea fiind încolo. Acum o să fie fakey backside. Ceva, puteți să-mi dai și nouă placă și niște buți? Uite veverița. Poți să ți-l las cu ăștia. Ce tare! Poți să-mi-l lași? Tu te vede aici. Păi ar fi perfect dacă e. Cât poți tu? Tot ca mine, 42, nu? 41, și nu. Și ăștia oricum sunt 43, îți vin. Da, vin. Păi dacă e, mi le lași tu pe alea. Asta putem să vă pun pe ăștia. Ce? Să facem și la birou până la urmă.